Ideologia a fost întotdeauna periculoase pentru societate și pentru sufletul omenesc. De aceea creștinismul desfințează ideologiile și Hristos desfințează religia. Pentru că întruparea lui Hristos anulează orice sistem religios, creștinismul fiind un stil de viață în Hristos. Biserica ortodoxă fiind, fiind cultul majoritar, Trebuie să fie portavocea tuturor celor care doresc libertate. Biserica trebuie să aibă, totuși, o dimensiune revoluționară, fără a face o revoluție așa cum o privesc oamenii, ci o revoluție morală. Cred că asta e problema cea mare: ipocrizia cu care, cu care ne confruntăm, și modul foarte ușor de a accepta gândirea celorlalți. Să fim conștienți că votul acesta este, de fapt, o mărturie, cum vreți dumneavoastră, teologică, duhovnicească. Nu, nu, nu este o problemă politică, ci este o problemă de a fi sau a nu fi. Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Oaspetele meu de astăzi este un preot absolvent al Facultății de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu, ctitor principal al Bisericii Românești din Cipru, preot paroh la Biserica Sfântul Spiridon din Oradea și, în același timp, cunoscut cineast, regizor de film, autor al unor creații de cinema foarte apreciate de critica de specialitate și de publicul larg, atât pentru valoarea estetică a producțiilor domniei sale, cât și pentru abordare extrem de curajoasă. Dimineața care nu se va sfârși, glasul care strigă în pustie și recentul film 21 de rubini. Părinte, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, și vă mărturisesc că atunci când aud o prezentare atât de elegantă cum mi-ați făcut dumneavoastră, mă simt ușor stânjenit. Vă spuneam și adineauri că simt așa că viața mea, într-un fel, a derulat, am fost în viața mea un spectator. Un spectator, așa cum și la cinema, după ce văd un film, mă simt spect primul spectator al filmului meu. Și de fapt viața noastră este în felul acesta pentru că noi suntem așezați așa în lucrarea lui Dumnezeu și vedem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră. Cam fragmentul din Evanghelie cu Zaheu vameșul, știți, când îl vede Mântuitorul pe Zaheu și îi spune Zahie, coboară că avem ceva de discutat împreună, trebuie să facem o înțelegere noi doi. Cam așa este și întâlnirea noastră cu Hristos, că îl zărim, că nu îl zărim, dar Dumnezeu ne-a dăruit pomul acesta în care noi urcăm și Domnul are grijă să ne coboare cu picioarele pe pământ. Urmându-vă logica, ar trebui să fi, sau intuiția, ar trebui să mă consider și mă consider un privilegiat că astăzi v-am oaspete. Mi-a spus înainte de întâlnire chiar că vă simțiți adesea ca un spectator și eu încercam să, Vă combat să vă spun că dumneavoastră aveți e, șansa de a vă rezema de multe repere. Am pomenit în introducere de faptul că sunteți ctitorul Bisericii Românești din Cipru. Sunteți și ctitorul e, altor realizări despre care mi-ar plăcea să vorbim în dialogul nostru. Până atunci însă am o stingereală când mă gândesc că trebuie să mă adresez dumneavoastră, cum ar trebui să mă adresez? Părinte, Ciprian Mega, regizor, Cum, cum simți părinte regizor? Până la urmă, această dimensiune către care își dorește să meargă fiecare slujitor al bisericii, de a fi părinte, dar înainte de a fi părinți, noi ne suntem cum vă spuneam în lucrarea Dumnezeu, copii neascultători. Dar dumneavoastră veți face cum simțiți. Bunie, părinte, bunie, și domn, că e mare lucru să fii domn și pe lumea asta. Alegeți dumneavoastră. Aș vrea să vorbim, părinte, despre și despre cariera dumneavoastră și despre realizările cinematografice. Aș vrea să vorbim puțin și despre provocările pe care le are de înfruntat Biserica Ortodoxă Română astăzi despre provocările pe care le are de înfruntat biserica în general, în fața uh, ideologiilor contemporaneității și în special a ideologiilor numite progresiste ale postmodernității, dar aș începe uh, cu îngăduința dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră de părinte, de preot, din Cipru și de debutul dumneavoastră în cinematografie. Pentru că aceste două experiențe sunt legate una de alta. Mășel? Sunt legate una de alta și ambele sunt legate de perioada pe care am petrecut-o în Cipru. Și drept să vă zic, pentru că suntem la drept cuvânt, nu mă așteptam să mă întrebați de experiența din Cipru, pentru că mi se pare că a fost parcă în altă viață revenind în România de ceva vreme cu problemele de aici, cu slujirea într-o biserică, cu construcția unei noi biserici în România, parcă am lăsat în urmă amintirile acelea care revin din când în când și nu știu cum vă raportați dumneavoastră la propriile amintiri, dar mie mi-este uneori greu să revin prin locurile prin care am trecut. Chiar am fost cu familia în vară, în Cipru și mi-a fost foarte greu ca un drum așa pe cor deschis să merg acolo, să-mi amintesc de suferințele altora, inclusiv de suferințele mele, pentru că înstrăinarea este întotdeauna o suferință pentru orice om sensibil, dar cred că pentru orice om de pe lumea aceasta, faptul de a fi departe de casă nu este un lucru ușor. Și o să încerc să vă răspund întrebărilor dacă sunt în stare. Nu, pricep ce spuneți, însă eh, am făcut referire la experiența dumneavoastră cipriotă pentru faptul, și ați vorbit despre suferință, pentru faptul că eh, acolo, în Cipru, s-a născut ideea unui film pe care l-am și văzut, care mi-a plăcut foarte mult și despre care am, aș vrea să vorbim. Și pe care dumneavoastră personal îl calificați ca fiind un film despre suferință. Este un film care, despre care aș vrea să vorbim nu înainte de a îmi răspunde eu însumi întrebării pe care am lansat-o, cum să mă adresez dumneavoastră, profit de un, de o, de un ajutor care vine din partea Elenei Dulgheru, care vorbește despre talentul dumneavoastră și spune că e un talent cinematografic și scriitoricesc care merge mână în mână cu vocația pastorală, cele două potențându-se una pe cealaltă într-un mod pe care doar Dumnezeu îl poate rândui. Rare ori vezi la un teolog, chiar cu harisma scrisului, o asemenea propensiune pentru exprimarea prin imagine. Și înainte de a vorbi despre, despre Filmele dumneavoastră, prima curiozitate care mi-a venit în minte citind această uh, rafinată descriere a dumneavoastră, este legată de compatibilitatea dintre cele două misiuni: misiunea de preot și misiunea de regizor de film. Eu în primul rând nu separ lucrurile. Sunt slujez biserica la altar și slujesc chiar și biserica și pe Dumnezeu și sufletul omenesc prin cinema. Nu le separă niciun fel și de multe ori se spune când pe platoul de filmare vezi că aici nu ești la predică, nu ești la biserică, iar la biserică vezi că aici nu ești la, nu ești la film, nu ești pe platou de filmare. În fapt, noi cred că greșim în ambele abordări, pentru că predica nu trebuie să fie ceea ce facem noi astăzi în biserică, ce trebuie să fie o uh, predică însuflățită de lucrarea Duhului Sfânt și de responsabilitatea pe care o ai vis-a-vis -vis de celălalt, de sufletul lui, de cum rezonează el cu cuvintele tale, de cum te așezi tu, cum te poziționezi față de Evanghelia Domnului Hristos. Și pe cealaltă parte, cinemaul nu este ceea ce credem noi. Cinemaul este o apropiere de lumea lui Dumnezeu, o apropiere atât de sensibilă, așa cum este apropierea de icoană. De fapt, cinematografia, cinematografia de artă, filmul de artă, este pentru mine un soi de iconografie în, cu instrumentarul acestei arte complete și care bucură sufletul omenesc, aceste arte care pe mine m-a făcut să văd lucrurile diferit, să pot sonda în sufletul omenesc cu mai multă profunzime. Asta cred eu că este cinema. Și până la urmă eu le văd în dreptul meu ca ramuri ale aceleiași vocații. Înainte de a vă provoca pe dumneavoastră am avut un dialog cu buni prieteni pe care i-am întrebat mm -hmm. oameni de, de o uh, înaltă ținută etică și uh, intelectuală și uh, le-am pus aceeași întrebare. Amândoi erau doi buni prieteni care mi-au spus nu văd niciun fel de incompatibilitate între statutul de preot și statutul de regizor Unul dintre ei venind cu foarte multe exemple din istoria noastră de mari preoți și mari cărturari, scriitori, poeți, pictori E adevărat, dumneavoastră sunteți primul preot regizor care Poate că, are că mai sunt, dar nu, nu în România. Pe, pe, iar, iar întrebarea mea venea dintr-un dintr soi de încercare de a înțelege, pe de o parte, faptul că noastră aveți o misiune sacerdotală de a promova dogma creștină și adevărul dogmei creștine, ca preot, iar pe de altă parte, ca regizor, s-a spus adesea despre regizor că este un soi de demiurg, este un creator al unui univers, al unei lumi. Ca regizor, creați un univers paralel, o lume paralelă, cu toate bunele și relele ei, cu toate virtuțile și vicile ei, cu, toate, cu toată strălucirea și mizeria ei câteodată. Și mă gândeam dacă nu există un risc ca cel care vede filmul, privitorul, să fie tentat să se apropie de niște soluții, cu toate ghilimele din lume, laice în rezolvarea propriilor lui probleme, când vede că problematica pusă în film nu este alb și negru, că este mai nuanțată, că are nuanțe de gri, că este interpretabilă, poate mă gândeam, nu există acest risc al unei găsiri, al unor soluții de salvare care să fie altele decât cele ale mântuirii prin credință pe care preotul o propovăduiește în biserică. Iar prietenii mei mi-au spus, da, pare, pare, pare justificată întrebarea ta, numai că riscul ăsta există oriunde, riscul ăsta există inclusiv în biserică, ca cel care participă la Sfânta Liturghie să nu înțeleagă nici acolo ce înseamnă mântuirea prin credință. Mă rog, a astea au fost dis discuții de... Categoric aveți dreptate, există un risc și riscul acesta este major dacă nu știi să te poziționezi. De fapt, cine mari, cine care contează, nu că cei care contează pentru festivaluri astăzi, știi? cine care au lăsat o operă de autor și o idee despre lume, o întrebare măcar despre lume, toți s-au poziționat într-o smerenie, inclusiv cei care pe care i-am duce în zona nihilistă, inclusiv ateii care s-au manifestat ca atei, atunci când au fost pe platou de filmare și când și-au asumat, uh, și asumat demersul unui film, un demers corect, sufletesc, au căutat adevărul. Noi, în fapt, și în biserică încercăm să ne poziționăm cât mai aproape de adevăr, pentru că noi știm că adevărul este, nu este... Uh, o noțiune în biserică și adevărul este însuși Hristos, Dumnezeul nostru. La fel, în cinema, căutarea adevărului este esențială. Să sondezi în Sufletul tău, în Sufletul celuilalt, în Sufletul Lumii, ca să te apropii de adevăr. Sigur că cinema are instrumente cât se poate de lumești. Lucrez cu actorul, interacționez cu oamenii de pe platou. Aduci în, în, în discuție probleme care se întâmplă în viața de zi cu zi și e posibil chiar să nu vorbești despre Dumnezeu, dar totuși să faci un film creștin, cum sunt foarte multe filme creștinești sau cu teme creștinești. În același timp, poți să faci filme cu icoane și acela să fie un film de propagandă și să nu fie un film care să pună întrebări ultime, să trimite către. Hristos, ce să fie pur și simplu o chestiune de popularizare a unor idei pe care le putea manifesta și altfel. Vorbind despre filmele de autor, știu că ați fost întrebat odată ce părere aveți despre cinematografia românească și despre noul val al, din cinematografia românească. Ați răspuns că sunteți, ați deplâns puțin stilistica acestor abordări, ați, v-ați declarat că adversar al postmodernismului și îmi vine să vă întreb și vă și întreb unde e locul creațiilor dumneavoastră în cinematografia contemporană? Unde l-ați vedea? Unde îl plasați? Eu plasez filmele mele în dreptul meu și în dreptul spectatorilor care vizionează filmele mele. Nu vreau să le încadrez undeva într-un într, -un, într -un calup al filmelor care să conteze azi sau să fi contat ieri sau că vor conta pe viitor. Pe mine mă interesează foarte mult întâlnirea cu sufletul spectatorului, dar revenind la povestea aceasta cu noul val românesc, eu nu cred că există un nou val românesc. A venit odată anterior integrării în Uniunea Europeană și au mers relativ în, în aceeași direcție cu pașii aceștia care au presupus uh, apropierea noastră de Occident. Dar uh, realitatea este că nu există un nou val românesc, ci doar am împrumutat un termen de la nou val polonez, nou val italian și ce s-a mai desfășurat în lume sub uh, titlul acesta de noi valuri. În fapt, noi avem un singur regizor care a preluat totuși uh, o stilistică și a sumat o și a dăruit-o lumii în cinematografia românească, cinematografia românească fiind foarte săracă. Și acest regizor este Cristi Puiu, pe care știu că l-a apreciat și dumneavoastră și care și mie mi este un drag prieten, dar mai mult decât Cristi Puiu nu există și nu vor rămâne filmele acestea care sunt astăzi premiate, adulate, se, scrie, se scriu cronici despre ele, ele nu vor rămâne în istoria cinematografiei pentru că n-au decât o stilistică furată. Dar nu este esențial să împrumuți stilistica unui regizor, și să fii atent și la povestea pe care o spune despre om, despre sufletul omenesc. Chiar citeam cronicile despre, prim, despre cel de-al doilea film al lui, despre moartea domnului Lăzărescu și am văzut cu cât superficialitate a fost privit acel film în epocă în Occident și în Statele Unite și în Franța. Oameni care au de face cu cineva, care spun că înțeleg cineva, și de fapt nu au văzut acolo că este efectiv o poveste creștină despre om, despre om, în căutarea lui Dumnezeu, despre Lazar din Evanghelie. Asta îmi dă de gândit cât de superficial văd criticii de astăzi cineau. Am voie să fiu în dezacord? Absolut. Cu un preot? Absolut. Nu, no, întâi de toate sunt în, în acord cu dumneavoastră. Da, Cristi Pui este un mare regizor român și o spun nu pentru că îmi este prieten. Eu chiar cred sincer că el a făcut filme mari care vor rămâne în cinematografia autohtonă și el este un deschizător de drumuri. Uh -huh. Îl prețuiesc foarte mult și repet, nu doar ca prieten, ci ca mare cineast, mare om de film partea de dezacord este că în ceea ce mă privește, dar nu aș vrea să, să intrăm prea mult în, în, în dezbaterea asta, în polemica asta. Eu nu o să vă cred, contrazic. Cred, cred, Dumneavoastră sunteți mai elegantă decât pot să fiu eu, dar îmi permit să spun că există, alături de Cristi Puiu, și, și cine și producții de valoare, care cel puțin mie unui am plac, și care cred că fac cinste cinemaului românesc. Există, eu am pus în paranteză aceasta, celor care se revendică de la noul val, am spus că nu există un nou val românesc. Sigur că există filme mari înainte de Cristi Puiu. Uh, sunt regizori mari uh, pintilie, Daniel Luc, mai ales Nicolae Margineanu pe care prețuiesc foarte mult. Dar uh, revenind aici la filmele cu care astăzi România, cinematografia românească se mândrește foarte mult, cred că sunt foarte supraevaluate și că nu spun prea multe lucruri despre lume, nici măcar despre epoca noastră. În fine, asta e o părere absolut subiectivă. Și în cazul meu o părere absolut subiectivă, o mică nuanță reparatorie în ceea ce privește pe Cristi Puiu. Să știți că în ciuda unor critici care n-au fost favorabile, nu mi-aduc aminte de ele, dar vă dau credit, uh, mi-amintesc că filmul lui, Moartea Domnului Răzărescu, a fost plasat chiar de critica americană de film printre cele mai valoroase prime 100 de producții mondiale. Dacă nu mă înșel, cred că era poziția 38. S-ar putea să greșesc. Crisi, fost... dacă, dacă greșesc, a, a, aștept un, un, o sancțiune. Eu n-am spus că n-a avut critici favorabile. A avut critici favorabile, a fost foarte bine primit, dar n-au văzut în el ceea ce cred eu că a vrut autorul să transmită. Și s-ar putea ca nici eu să nu cred ceea ce a vrut autorul să transmită. E o... Iarăși, cinema este o artă foarte, foarte subiectivă. Și, de fapt, lucrăm cu subiectivismul și ne bazăm foarte mult pe subiectivismul privitorului. Absolut. Ați fost întrebat cândva cum ați ajuns, regizor? Și dumneavoastră ați răspuns cam așa. Eu sunt mai degrabă povestitor. Nu sunt cineast, sunt doar preot. Este singura responsabilitate pe care mi-o recunosc și pe care mă străduiesc să-mi-o asum. Filmul e, pentru mine, un fel de continuare a predicii. O propovăduire dincolo de amvon. La mine, lucrurile stau foarte simplu, ziceți dumneavoastră. Astăzi simt să mă exprim prin cinema. E posibil ca pe viitor să nu mai consider filmul care a potrivită de exprimare sau să nu mai îmi fie la îndemână. Ce v-a determinat să dați curs acestei porniri de povestitor și de continuarea predicii din ambon? Cred că am simțit că nu pot face literatură da. și filmul meu a fost mai la îndemână. Asta a fost primul, primul uh, impuls, dacă este să fiu foarte sincer și să sondez în trecutul meu. Adică filmul oricum pornește cu uh, un text literar care este scenariul. Dar m-am apropiat mult mai ușor de scenariu și mi-am dorit să uh, scenariul să fie îmbrăcat în imagine, pentru că atunci când scriu o carte, uh, omul care o citește și face filmul lui citind cartea respectivă. Dar uh, am simțit că nu pot să-i las libertatea aceasta uh, celui căruia mă adresez și am îmbrăcat-o și în imaginea. Pentru cei care ne privesc, ar trebui să adaug totuși că pornirea dumneavoastră spre literatură a găsit o primă expresie într-o lucrare care s-ar numit care se numește Pântecul Desfrânatei, mă corectați dacă greșesc, așa este. și care se vrea o radiografie a bisericii ortodoxe din secolul 20. E mult spus o radiografie, a fost așa o pagină din, dintr-o istoria noastră, mai mult sau mai puțin fidelă, cu doza de ficțiune firească unui roman și totodată cu doza de ficțiune firească vârste la care am scris eu. Dar a fost o încercare izolată. Ea a fost urmată, din nou, sub controlul dumneavoastră, spun: de Nunta lui Iov. Da, e un film de scurtmetraj. Un film de scurt metraj. până când prima producție de anvergură, care se numește Dimineața, care nu se va sfârși, va propulsat. În lumea cinemaului românesc? Există o lumea cinemaului românesc? Dacă există, mai trec și eu pe aici. Dar... Haideți să, da. să admitem că există o lumea cinemaului românesc în care dumneavoastră v-ați făcut uh, intrarea cu, aceast, cu acest film, turbura, tulburător de altfel, dimineața care nu se va sfârși, l-ați calificat drept film despre suferință. Pleacă de la întâmplări reale pe care dumneavoastră personal le-ați experimentat în Cipru. E un film care vorbește despre experiențele triste, ca să nu spun nefericite de-a dreptul, pe care fete și femei din România le-au trăit în Cipru: exploatate sexual, forțate să devină prostituate. Și care și-au găsit o ultimă alinare în spovedanie și în relația pierdută cândva într-o regăsire cu biserica. Din aceste experiențe pe care dumneavoastră personal le-ați le-ați le trăit, a ieșit acest film. Și dumneavoastră a întrebat într cândva despre, despre acest film. A spus că este despre suferință. Suferința unei fete care cade victima traficului de ființe umane. După care, a spus așa. Deși forțată inițial să se prostitueze, mai târziu ace ace acesta devine modul ei de viață. Numai că, la un moment dat, vine sentimentul acela care schimbă perspectiva asupra tuturor lucrurilor. Despre acel moment este vorba în film. Cu epitrahirul la gât, la cea din tâi am ascultat o poveste de genul ăsta. Țin minte că în acea zi am intrat cu oarecare siguranță în biserică, ziceți dumneavoastră. Doar mă spovedisem eu de atâtea ori, pot și eu să spovedesc pe alții, mi-am zis. Ca să înțelegi că de departe eram de ceea ce trebuia să fiu, Aveam înaintea mea o doamnă serioasă, trecută de 40 de ani, cu familie frumoasă. Când ce a început povestea, ceva s-a întâmplat brusc cu mine. Povestea în sine era cu tremurătoare, dar nu atât de mult ce spunea, ci durerea din glasul ei. Privirea aia dezorientată, speriată, a omului care a văzut iadul. Mă stăpâneam cu greu să nu plâng. Și a urmat alte și alte cazuri de genul acesta. Peste 200. Puteți să ne povestiți puțin? Da, eu nu mai rețin unde am, unde am dat interviul acesta, nu mai rețin discuția pe marginea filmului, dar acum mă gândeam în timp ce vă ascultam citind că astăzi aș spune că nu mai este filmul dimineața care nu se va sfârși, o poveste despre acea fată din film, Eva, și este despre România, o Românie din afara țării pe care noi nu mai întâlnim vreodată, pentru că s-a consumat acolo, în afara, cu suferințe, cu drame, cu oameni care s-au dezrădăcinat, cu oameni care, datorită iarăși suferinței, pentru că pe lucrul ăsta am spus că am pus accent în filmul respectiv și în filmele celelalte. Întâlnirea aceasta om a românului de departe cu suferința a fost în primă fază în țară înainte să plece și apoi acolo simțindu-se simțind singurătatea aceasta și neputința de a-și de a construi o viață așa cum și-ar fi dorit. Mă refer la personajul din film, dar mai cu seamă la toți românii care ajung în astfel de țări cum Cipru, cum Spania, poate Italia și alte, și alte țări unde diaspora românească poate că are același să zic, același caracter. Nu mai știu, întrebarea dumneavoastră. Nu, era, 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 uh, să ne povestiți aceste experiențe și, uh, na, s-a spus că este mai degrabă, înainte de a fi despre suferință, este despre drama românilor care înțeleg să ia calea exilului pentru a scăpa de realitățile crude, crunte, numiți-le cum doriți, de acasă uh, și care trăiesc în exil, o cu totul altă dramă, drama străinării, drama lipsei de rădăcini, drama dezrădăcinării, și în cazul particular al Evei, o dramă a unei cumplite suferințe emoționale, în primul rând, fizice și de. Și dacă este să mă refer la drama Evei, care pentru cei care ne privesc este drama unei fete care este alege calea exilului pentru că este violată de un, de un tată vitreg. Este pe punctul de a se sinucide, pleacă în Cipru, este forțată să se prostitueze, mărturisește ea însăși care trăiește și situații să facă față la 10 bărbați pe noapte. Trebuie este, să le văd filmul. Este. este, 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 este... Găsește alinarea în, în, în relația uh, uh, extrem de emoționantă cu, 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 cu preotul de acolo și uh, îi mărturisește, practic, în, pe finalul filmului, că este extrem de dezamăgită, că Dumnezeu nu i-a văzut și nu i-a înțeles suferința, că a lăsat-o, a făcut posibilă această experiență a ei. Și vreau să vă întreb. Intrăm pe un teritoriu al întrebărilor Dostoevschiene. Cât de. în momentul în care ea, Eva, pe punctul de a se sinucide, ajunge să păcătuiască pentru a-și întreține familia, fetița ei care o așteaptă acasă, și este practic prizonieră, ținută prizonieră. În ce măsură. Mai poate fi anumită desfrânată? Păi, cred că greșim că numim pe cineva cu uh, titlul unui păcat. Am dreptul să-mi spun în, drept, în numele meu, pe mine însumi, că mă privesc în oglinda sufletească, să îmi spun sunt desfrânat sau laș sau mândru. Dar când e vorba despre celălalt, necunoscând contextul lui sufletesc, n-am nicio îngăduință să vorbesc în felul acesta. De fapt, filmul ăsta dimineața care nu se va sfârși, vorbesc foarte greu despre el, pentru că eu nu l-am mai revăzut și nu mi-e foarte greu să revin la filmele pe care le-am făcut. Dar Filmul de ce, păi, scuzați mă că întreb, de ce păi, e greu să reveniți Sunt multe lucruri pe care astăzi poate le văd diferit sau poate le-aș face diferit sau care m-au emoționat atunci și știu de ce m-au emoționat pe mine și mă gândesc că spectatorul nu e emoționat de același lucru pentru că nu știe de unde a venit respectivul, respectiva secvență din film sau respectiva idee, dar știu că Dimineața care nu se va sfârși e un film pe care l-am făcut ca drama românilor din Cipru să rămână într-un fel în într conștiința uh, poporului român. Și n-am n n -am găsit altă formulă. Vedeți, autoritățile române erau departe de povestea de acolo, desconsiderau-o, Emigranții români de acolo nu colaborau niciun fel cu ei, nu îi susțineau niciun fel. Pe, de parte, pe partea cealaltă, ciprioții îi disprețuiau pentru că așa se întâmplă atunci când se formează o comunitate de muncitori care fac și suficiente prostii. Sigur că nici autohtonii nu erau foarte primitori cu ei și adesea apăreau tot felul de conflicte. Am spus că e datoria mea, ca preot acolo, într-un fel, să fac să, să rămână povestea, aia, să aibă un sens. Drumul acelor oameni din România, în Cipru, la porțile Orientului, într-o insulă izolată în Mediterană, să conteze într-un fel în istoria noastră. Și primul lucru pe care l-am făcut, am forțat atât de mult. Situația de acolo, încât am făcut o biserică românească, acolo unde nu se putea face o biserică românească. Pur și simplu nu exista conceptul ăsta: să vină uh, un alt popor și să construiască o biserică acolo, în Cipru, care oricum uh, a suferit foarte mult națiunea cipriotă atunci când Cipru s-a uh, despărțit. Uh, 74, capitala, da, da capitala Ciprului este ultima capitală divizată din lume. Ori cu, în tot contextul acesta cu turco ciprioze și cu permanenta amenințare a Turciei să vină românii și să spună vrem să construim o biserică, lucrul ăsta e de neconceput acolo. Și totuși am reușit să îl convinge pe mitropolitul locului să accepte proiectul și să construim biserica respectivă. Eu în perioada aceea am o parohie de limbă greacă. Și, dar simțeam că nu e împlinirea mea sufletească să slujesc în altă limbă, într-o limbă străină, cu credincioși care, ortodoxi fiind și oameni buni, de care de mulți dintre ei am rămas apropiat, dar nu era poporul în mijlocul căruia Vreau eu să îmi duc misiunea în Hristos. E, poate, poate părea la limita la, la limita înțelegerii ortodoxiei, adică ortodoxia nu are barierele acestea etnice. Dar a, pornirea aceasta sufletească de a fi lângă poporul tău nu poate fi înăbușită de niciun concept. Uh, eu, să știu, uh, mă înclin în fața realizărilor noastre de ctitor al Bisericii Românești din Cipru. A fost o nevoie. Eu n-am propus să fiu ctitor unei biserici. Pur și simplu a fost o nevoie să punem un steag românesc acolo și am făcut o biserică maramureșană e, și apoi un așezământ românesc. Mă bucur foarte mult că acolo se slujește în continuare dumnezeiască liturghie, că este un preot stabil acolo, că oamenii merg la biserică. Chestiunea aceasta este o realizare sufletească foarte importantă pentru România, chiar dacă România nu ține cont de ea. Bine, eu nu mă refer la biserica din Cipru neapărat, ci peste tot pe unde Uh, au ajuns românii și au construit biserici și se slujește în limba română și sunt școli duminicale, uh, preoții români și comunitățile românești fac o misiune pe care uh, statul român n-a reușit prin Ministerul Afacerilor Externe. Spuneam că mă înclin în fața, în fața realizărilor noastre de titor al Bisericii Românești de acolo, dar n-aș vrea să mă îndepărtez de film uh, și l-aș lăsa în spatele în dialogul nostru doar cu ultimă propoziție. Eu l-am văzut și mi-a plăcut și m-a emoționat. Și mi-am pus foarte multe întrebări după ce l-am văzut și ultima dintre ele ținea de păcatele Evei. Eva care, repet, comite păcatul pentru a-și întreține familia și este forțată să o facă. Și mă întrebam dacă într-o, în, în dogma creștină-ortodoxă, am putea găsi o apărare aici, a, în momentul ăsta, acum, a Evei. Dacă Eva se poate salva spunând că scopul scuză mijloacele. Nu se poate apăra în felul acesta, dar se poate apăra așa cum ne apărăm cu toții, pentru că, într-o formă sau alta, păcatul. Eve din film este păcatul fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să existe neapărat o desfrânare din aceasta trupească sau un compromis pe care noi îl vedem uh, decadent. Pentru că există, există oameni care fac altfel de compromisuri și sunt mult mai grave și influențează viețile celor din jurul lor prin uh, deciziile pe care le iau. Cred, totuși, că păcatul rămâne în zona aceasta intimă atâta timp cât uh, el nu devine normativ, așa cum este uh, în societatea de astăzi, atunci când vrei să impui starea ta de păcătoșenie uh, celor din jurul tău, atunci când uh, societatea începe să se mândrească cu anumite păcate și uh, acelea devin criterii în societate, atunci. Uh, Problema trebuie nuanțată și trebuie să vorbim despre păcatele celorlalți, dar iarăși nu ca un. ca. Uh, cu anumite gânduri asupra persoanei care să vășește un păcat, ci asupra stării uh, de păcat în sine, stării de decadență în sine. Ca. Uh, glasul care strigă în pustie este a doua realizare cinematografică despre experiența părintelui Calciu Dumitreasa, din a doua perioadă de detenție, cea, el fiind victima unei, unor persecuții ale sistemului comunist, în anii 50, într-o primă etapă și după, în, în, în deceniul 8, atunci când s a opus politicii comuniste de demolarea bisericilor din București, a fost închis, condamnat la închisoare, închis și ulterior a prea, ulterior eliberării, ales calea exilului. Ce v-a motivat să faceți acest film? Apropierea de părintele Calciu am simțit-o mai ales în, perioada, în perioada, perioada pandemiei, când am înțeles că nu suntem atât de liberi cum simțeam noi, că viața noastră se schimbă vizibil. Și că oamenii se raportează la libertatea lor diferit de cum m-aș -aș fi așteptat eu să se raporteze. Și atunci am zis că vreau să fac un film despre un om liber. Și cel mai liber om mi s-a părut cel care a ajuns în detenție în perioada comunistă, atunci când încetaseră detențiile politice. Și acest om era, a fost părintele Calciu, singur om liber care a putut să se împotrivească deciziei de a fi demolate bisericile. Sigur că bisericile au fost demolate, dar glasul lui, chiar dacă a fost acelui care strigă în pustie, ar, ar trebui să răsune mai puternic în conștiințele noastre. A fost, a fost un mod de a răspunde anilor acelor 2020-2021. Părintele Calciun Mitras a fost, mai toată lumea o confirmă, o victimă a opresiunii comuniste. Cu ocazia primei întemnițări, cu ocazia celei de-a doua condamnări. De ce filmul despre experiența tragică a acestui personaj simbol a fost primit cu oarece rezerve, chiar dumneavoastră spuneați, de autoritățile românești? În primul rând, Părintele Calciu este privit cu rezerve. Apoi, uh. filmul a participat la un festival la Moscova. Și unde a primit două premii. Unde a primit două premii. Și a fost prima ediție de când a început, a început războiul din Ucraina. Și, și sigur că, întorcându-mă cu filmul în România, presa nu a scris despre lucrul acesta a fost, în general, filmul a avut o receptare ostilă, încât am, am considerat să amânăm lansarea filmului, dar acum luăm în calcul să-l să lansăm în România. Și vi se pare firesc ca un act artistic să fie evaluat în funcție de locul geografic în care a avut loc premiera? În același timp, în același timp, vedeți că e un film despre un preot, făcut de un preot. Proiectul din start a pornit cu acest handicap pentru societatea noastră. De ce? Nu, a, a, aici chiar, chiar, bă, chiar nu, nu vreau să trecem de, de, de acest. De ce handicap? De ce un preot care face un film de un, despre un preot pleacă din start cu un handicap? Pentru că. Uh... Filmul pentru a putea fi vizionat de spectator, pentru a se întâlni cu spectatorul, trebuie să ajungă în cinema. Ca filmul să ajungă în cinema, trebuie să aibă uh, presa să scrie despre el, să aibă o publicitate, ca să scrie presa despre el, trebuie să participe în festivalul, ca să participe în festivalul, trebuie să aleagă festivalurile care contează, festivalurile care contează au o anumită agendă, cum uh, fiecare uh, eveniment cultural sau politic din lumea asta respectă o agendă festivalurile mari din lumea asta au alte teme, teoriile gender, uh, celelalte chestiuni politice. De exemplu, dacă în perioada aia făceam un film despre războiul din Ucraina, cu siguranță mergeam la orice festival. Dar uh, nici singurul, singurul, festival la care l-am înscris, poate că l-ar fi luat altele, dar eu am simțit să mergem cu filmul la festivalul de la Moscova. Eu acum nu, nu privesc cu Mare prietenie festivalului de film, pentru că știu ipocrizia din jurul lor și mi-am asumat chestiunea aceasta. Nu sunt cineaz de festival, nu sunt teolog de cancelarie, încerc să merg pe drumul meu. Atunci, nici festivalul de la Moscova nu mă interesa până să înceapă războiul. Când a început războiul. Dar știu că, scuzați-mă că mă da. dar știu că v-a fost invitat însuși Mihalcov. Nikita Mihalkov da. Care e un nume în cinematografia da, mondială. Care a văzut și acum 21 de robini și m-a felicitat, mi-a scris că e un film mare și m-a invitat din nou la Moscova, cum vom vedea ce vom face, dacă voi merge sau nu. A, ajungem, iată, să discutăm despre o categorie care s-ar autonomia esteticului. Până la urmă, valoarea unei opere literare, valoarea unei opere cinematografice, valoarea unei opere uh, plastice este. Ar, sau ar trebui să fie evaluată prin izolarea de contextul uh, politic. Absolut. Ori or, or, noi, noi, noi vorbim de... Și, și aici, părinte, ce mă, ce mă necăjește este un soi de dizonanță cognitivă de care s-au îmbolnăvit elitele noastre sau autoritățile românești. Pe de-o parte, noi suntem creștini ortodoxi suntem o țară care uh, pune valorile creștine în uh, topul ghidajelor noastre cotidiene. E adevărat? Sau așa ar trebui să o fac? Eu nu știu dacă... Nu, nu, nu sunt... Dar lăsați să mă să merg la până la capăt. Deci dacă, pe de o parte, zicem că Isus este calea adevărul și viața, spunem că valorile creștine, sunt fundamentul civilizației de care noi ne mândrim. Primele premise. Altele, de ordin juridic, libertatea de expresie, inclusiv libertatea de expresie artistică, este garantată de Constituție. O altă premisă. Moscova sau Teheranul sau Beijingul pot găzdui festivale de film. Prin urmare, Plecând de la aceste premise, încă una am uitat-o. Noi suntem, noi, elitele românești și autoritățile românești sunt profund anticomuniste, dar profund anticomuniste. Prin urmare, un film care cinstește virtuți creștine, un film care cinstește un simbol, un erou al luptei anticomuniste. Este aruncat într-o notă de subsol doar pentru că a fost elogiat într-un loc unde este incorrect politic? Eu cred că mai avem o problemă. Părintele Calciu este asociat cu mișcarea legionară pe nedrept pentru că nu avea vârsta necesară să fie, să, să fie primit în mișcarea legionară ce a avut legătură cu frățile de cruce. Dar, iarăși, nu știm să extragem din biografia unui om. Un anumit, un anumit parcurs. Acum, eu nu mă refer neapărat la Părintele calci, ci au fost foarte mulți intelectuali români și mulți clerici care au avut de-a face cu mișcarea legionară și au fost simpatizanți, dar asta nu înseamnă că astăzi, dacă PSD-ul și PNL-ul vor intra în disgrație, dar nu intră în disgrație pentru că ei sunt, de fapt, puterea și n-au dimensiunea aceasta revoluționară, n-au avut-o niciodată. Dar dacă dacă uh, un membru al un, oricărui partid politic uh, merge pe calea Sfințeniei și cândva a avut carnet de partid, înseamnă că acel carnet de partid îl face mai mic înaintea lui Dumnezeu sau în, în conștiința lumii. La fel, la fel și cu mișcarea legionară. Trebuie să vedem cum s-a raportat fiecare om la uh, mișcarea respectivă, ce a înțeles din ea și cred că la orice sistem politic și în general cu ideologiile, pentru că ide ideologiile au fost întotdeauna periculoase pentru societate și pentru sufletul omenesc. De aceea creștinismul uh, desfințează ideologiile și Hristos desfințează religia, pentru că uh, întruparea lui Hristos anulează orice sistem religios, creștinismul fiind un stil de viață în Hristos. Părintele Calciu și ceilalți care au trecut prin pușcările comuniste. Dacă în, în tinerețile lor au avut, poate, gânduri politice sau aspirații politice, cu siguranță le-au lăsat acolo în urmă, pentru că au înțeles dimensiunea aceasta mântuitoare a suferinței și a apropierii de Hristos prin suferință. Mai ales în cazul părintelui Gheorghe Calciu, vorbim despre un om care a mers a doua oară spre o detenție politică. Atunci când toți cei toți colegii lui de închisoare erau liberi. El a mers a doua oară ca și cum i-a rămas ceva de ispășit, ca și cum, domnule, n-am completat jertfa atunci. Mai vreau să mai aduc un, un prinos lui Dumnezeu prin trupul ăsta al meu să-l mai flămânzesc, să-l mai însetesc, să mai iau bătaie în continuare, să stau în singurătatea aceea a temniței comuniste, doar, doar îmi va ierta ceva din trecut. Așa am resimțit eu. Drumul acesta al părintului Calciu către cea de-a doua detenție. Da, vă împărtășesc analiza dumneavoastră și sunt la rândul meu foarte amărit când văd că există o, o, o tendință de a șterge din istorie personalități care au marcat istoria noastră națională doar pentru simple presupuneri, doar pentru simple suspiciuni. Și știm foarte bine cazul Mircea Vulcănescu sau Octavian Goga, dar însuși Mihai Minescu. Este din ce în ce, devine din ce în ce mai incomod din cauza sau datorită viziunilor politice exprimate cândva. Nu funcționează același raționament, de exemplu, în cazul lui Mihai Șora. Nu. El a fost și legionar, a fost și comunist, a fost și fesenist și în 106 ani a trecut prin toate ideologiile și. Acum, pentru că numai printre noi nu îl putem răni și putem vorbi, nu? Nu este niciun filozof cu o operă imensă, este un oarecare profesor puțin mai înțelept decât ceilalți. Cu toate acestea, îi se iartă absolut orice și oamenii vorbesc elogiativ, inclusiv despre rătăcirea lui legionară. De ce oare ne raportăm cu dublă măsură la oamenii generației trecute? Probabil pentru că dubla măsură este calea supraviețuirii în aceste timpuri tulburi. Zic și eu cu tristețe. Evident, această dublă măsură e întâlnită din păcate foarte des și, din nou, din păcate, în pretinsele silogisme, raționamente, analize ale unor înalți cărturari români. Continuăm? Ați, sau a, de continuăm a, a, ați pomenit de, ați pomenit de uh, Nikita Mihalkov care a evocat filmul nostru 21 de Rubini. Întrebat odată despre ce este acest film, ați răspuns așa. Este un film, este o invitație la redescoperirea României. Cred că acesta este mesajul care mă bucură pe mine. Deși lucrurile se spun tranșant, cred că filmul ăsta deschide o șansă reală pentru Românie pe care, la un moment dat, va trebui să o reîntâlnim. 21 de rubini este o radiografie a eșecului guvernărilor post-decembriste. Asistăm la nașterea filmului de frondă la adresa actualului regim. Dacă până acum ni se serveau doar filme îndreptate contra regimurilor anterioare, care îl legitimau într-o într-un pe cer actual, 21 de rubini îi ia încă tare pe cei aflați la putere acum și în ultimii 30 de ani. Cine spune lucrul ăsta? Dumneavoastră personal. Eu, da? Mm. Dumneavoastră personal. Dacă ar fi acum să vorbiți despre 21 de rubini, care este un film care demască, printre altele, corupția morală, corupția politică, imixtiunea Politicului, injustiției, imixiunea uh, uh, factorilor externi în uh, suveranitatea națională, și mai departe. Dacă ar fi astăzi, să descrieți acest film, cum ați face? Astăzi, după ce filmul a fost uh, interzis în anumite locuri, după ce am avut o experiență mergând cu filmul în lume, astăzi aș spune că filmul 21 de Rubin este un film despre demitizare, despre redescoperirea României, cum am spus, a, a de neauri, când în textul citit de dumneavoastră, prin redescoperirea, prin demitizare. Și eu am, am început un demers artistic și îl vedeam un demers teologic. Dar astăzi cred că trebuie să-mi-l mi asum ca demers politic, pentru că 21 de rubin este efectiv un film politic. Atâta vreme cât supără în mediul politic și cât ridică probleme și probleme reale ale societății românești, inclusiv din biserică, în dimensiunea aceasta a ei politică, înseamnă că, fără să vreau, am făcut totuși un film politic. L-ați numit un, cândva și un film radiografie. Da, acum... Dacă și... ar fi să ne uităm la radiografia pe care filmul ne pune în față, ce citim? Care sunt petele negre care apar pe această radiografie și cum... Cum aplicăm diagnosticul? care diagnosticul depus după ce examinăm radiografia asta? Pot fi foarte deschis, nu? Evident. Cred că 2024 vine cu, cu soluția. Trebuie să schimbăm macazul absolut. Nu, Noi ne-am raportat foarte naiv la vremurile acestea și uitați, în jurul nostru se schimbă efectiv o epocă. Asistăm la schimbări majore în societate și sigur că ele se schimbă uh, în întreaga lume. Dar și noi aici în sorișoara noastră, în colonia noastră, avem uh, alegeri. Ori nu mai putem legitima pe cei care ne-au uh, încălcat libertățile fundamentale în 2019, 2020, mă scuzați. Uh, cred că votul pe care îl vom da noi anul acesta este de fapt un demers teologic. E o chestiune gravă aceasta pe care o enunț și dacă îmi dați voi o să și explic. Vă rog. Atunci când vorbim despre teologie, cei care nu sunt interesați nici de biserică, nici de teologie, nici din căutările acestea sufletești, ar spune să rămână ei cu teologia în biserica lor, în lumea lor, ce are de-a face teologia cu Anul electoral. Inclusiv pentru, pentru acești oameni, fie că sunt atei, agnostici, și indiferenți religios, dacă Evanghelia nu le vorbește despre pericolul în fața căruia ne aflăm, dacă nu le spune nimic Sfânta Scriptură, totuși, gândirea marilor spirite din trecut nu le poate fi indiferentă, că vorbim despre filozofii existențialiști, că vorbim despre Kierkegaard, vorbim despre Heidegger, chiar despre nihiliști, că vorbim despre existențialiștii creștini, mai ales de Gabriel Marcel, cu toții dacă ar fi atunci și astăzi în societatea noastră să-i facă o radiografie, așa cum spunem noi că facem prin film, prin texte, prin jur... cum spun jurnaliștii de autor că fac, dacă ar veni aici, cred că N-ar înțelege nimic din ce se întâmplă în lumea asta și de cum ne-am asumat noi toată moștenirea culturală. Apoi, pentru, pentru cei din biserică, iarăși este greu să înțeleagă anul acesta electoral ca un an cu o provocare profund creștină. În primul rând, cei profund teologică? În primul rând, cei care sunt în biserică și merg la biserică oameni neflavioși sunt oarecum iritați de acest cuvânt teologie pentru că ei îl văd în zona celor care vorbesc despre Dumnezeu, scriu despre probleme bisericești, dar nu trăiesc ceea ce propovăduiesc și atunci apare, apare zona aceasta de neîncredere în cei care propovăduiesc altceva decât cred sau decât trăiesc în viața de zi cu zi. Și până la urmă este și legitimă poziționarea aceasta. Apoi, mai este o, foarte greu vor înțelege lucrul acesta teologii înșiși, pentru că ei s-au obișnuit să se raporteze într-un fel foarte rece la teologie, să nu înțeleagă lucrurile în profunzime. Și având impresia că, din anumite lecturi, cunosc apropierea de Sfânta Scriptură, de Scrile Părinților, am impresia că Că au încălcat o hergherie, dar nu e vorba despre o hergherie, ce e vorba despre cai vers pe colina bucuriei, să zic, pentru că lucrurile nu stau așa. Este un vot, cum spuneam anul acesta, suntem chemați să dăm un vot de, de încredere celui care... Merită încrederea, dar mai avem noi astăzi în România oameni care să merite încrederea unui creștin, sufletului creștin. De data asta, biserica cu adevărat va trebui să se implice. Ați văzut, poate, zilele trecute în comunicatul uh, Patriarhiei că s-a pus problema campaniei electorale și că preoții să nu se implice în campanie electorală. Desigur, n-am vorbit niciodată despre politică deschis, nici măcar cu prieteni nu prea vorbesc, sigur că citesc, mă interesează politica, mai ales la nivel internațional, dar n-a fost o preocupare a mea. În schimb, când am văzut temele absolut derizoric pe care, pe care comunicatul Patriarhiei l-a ridicat în societatea românească și în presa din România, iar punctul acesta, patru al comunicatului în care se reiterează poziția bisericii față de campanie electorală, și implicit ipocrizia în care sunt prezentate lucrurile. M-am gândit, veniți pe dumneavoastră că trebuie totuși să discutăm și povestea aceasta. Sunt absolut deschis să o facem. Cu îngăduința dumneavoastră, aș prefera să, să redeschidem subiectul un pic mai încolo, după Sigur. ce vom fi terminat. Ce avem de zis despre 21 de rubini. Nu vreau să nu, nu uit, nu uit, nu uit. Eu am pornit la filmul meu politic. Nu, și... nu uit, uh, 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 accept că uh, filmul ar trebui calificat film politic. Ați vorbit despre o naivitate a noastră pe care filmul o surprinde și voiam să, să nu ratez momentul să vă întreb dacă uh, o, o replică ce poate fi numită cheie din film. Aparține personajului într-o echipă de Dorel Vișan care spune: „Nu am fost niște proști. La ce se referă? Cum tălmăcim această replică? Ce înseamnă că am fost niște proști în toți acești 30 de ani? Cum, cu, cum ar trebui să traducem replica asta? Fiecare film are undeva semnătura autorului. Dumneavoastră chiar ați descoperit-o. Aia ai senzația mea când la interacțiunile clare cu România. Că am privit-o cu o naivitate pe care Dumnezeu nu ne îngăduie. Efectiv, Dorel Vișan, primarul acela care... Primarul, da. E un primar cum întâlnim foarte mulți în România. Ați văzut, n-a luat bacul, apoi ajunge ministru, știți, și ulterior și dă bacul și când își începe cariera în anii 2000, înainte de bombardarea 99, înainte Acum de bombardarea, da, da. de bombardarea Iugoslaviei și în zilele noastre ajunge ca orice primar care se respectă, ca orice politician care se respectă, anchetat de DNA. Asta, asta e România, acestea sunt parantezele. Ei au, i -au fabricat pe acești oameni, au preluat din comunism pe unii cu tinechelele lor, ca să-i șantajeze cu cnss apoi pe alții i-au ajutat să-și fabrice diplome, să aibă un parcurs academic, pe alții să-și construiască averi ilicite, ca pe urmă să-i poată trage sistemul de urechi, așa cum se întâmplă frecvent, pentru că poporul acesta, și aici nu mai e vorba despre naivitate, ci este vorba despre răutate, se bucură foarte mult, sau s-a bucurat în perioada aceasta când erau campaniile acelea ale DNA-ului, inclusiv anterior, când era Cenesasu, a... oamenii s-au bucurat văzând spectacolul acesta grotesc și neidentificând că acolo, e, îndreptățită sau nu, era vorba despre suferința unor oameni, suferința unor familii și până la urmă suferința unei țări. Cam, cam despre asta este filmul 21 de Rubin și de, de aici și replica în care spune am fost proști, domnișoară. Ați pomenit și de bombardamentul din martie 99. Să știți că fac o mărturisire în direct. Și eu am fost un prost. agresiunea împotriva Iugoslaviei din martie 99 mi-a dat un semnal. Este, dacă este să mă uit în spate, și să răspund la întrebarea până când am fost complet prost, domnișoară. Am fost niște proști, am fost un prost domnișoară. Am fost complet, 100% prost până în martie 1999. Acea agresiune împotriva țării vecine, pentru mine, a sunat uh, foarte urât, uh, a sunat deșteptarea. Pentru că, jurist fiind, m-am întrebat în ce temei. În ce temei este bomba bombarda Belgradul? Păi, și și, Belgradul și... a fost teme pentru Irak. Bun. Da. Lanțul cauzal după aceea l-am recompus, dar atunci prostul de mine n-avea -avea răspunsuri, doar întrebări retorice. Ulterior aveam să mă mai, să mă mai lepă de prostie, dar cred. Cu gândința noastră, aș vrea să. Atac un subiect care vine dintr-o dintr frământare personală. Dumneavoastră ați fost, și în calitate de regizor, și în calitate de preot, extrem de curajos și foarte ferm în critica une, unor, unor vicii, a unor imperfecțiuni, a unor deficiențe, a unor mizerii, ca să le zic mai direct. Și eu m-am pe de o parte, eu v-am admirat foarte tare curajul dumneavoastră. Și în expresia artistică și în expresia publică. M-am întrebat însă, ușor speriat, și vă spun foarte sincer, dacă strigătul dumneavoastră de prea cineast nu e prea dur, nu e cumva susceptibil să Demoleze în loc să construiască. Dumneavoastră, în pozițiile pe care le-ați exprimat, v-ați apărat foarte tare punctul de vedere. Și când spun asta, am în, am în, în minte atât scene din 21 de rubini, din creația dumneavoastră artistică, și am în vedere protestele dumneavoastră, în calitate de preot, când ați semnalat ierarhilor din vârful Bisericii Ortodoxe Române, irregularități care îmbrăcau forma homosexualității în cadrul ierarhiei bisericești și a pedofiliei. Ba mai mult, ați afirmat tranșant și îmi permit cu îngăduința dumneavoastră să și citez. Ați plecat de la o premisă într-o luare de poziție și ați spus că principalul vector al demersurilor dumneavoastră este dragostea de Biserica lui Hristos. Când iubești pe cineva, îl vrei sănătos, luminos, cu minte. Dacă biserica aceasta pe care o iubim are nevoie de o primenire, o facem noi. Refuz să cred că în România biserica va merge pe calea celei din Apus sau a celei din Bulgaria. Are nevoie biserica de o exorcizare? Să o facem noi, cei care o iubim. Este prima premisă. Pe, în m fața timp, căreia mă Bulgaria are, be, altă. are altă poveste. <laughs> da. da. Plecând de la premisa asta, dumneavoastră ați demascat un fenomen pe care l-ați considerat extrem de nociv pentru sănătatea corpului clerical. Homosexualitatea și pedofilia în interiorul bisericii. Și spuneți așa, homosexualitatea nu este doar un păcat ce un atac la creație. Este agresată ontologia ființei umane. De aceea, homosexualii nu pot deveni clerici pentru că orientarea lor se împotrivește Evangheliei. Noi, ca preoți, suntem datori să sprijinim sufletește pe orice păcătos. Cu cât păcatul este mai adânc, nevoia de sprijin părintesc al bisericii este mai mare. Din păcate, voi spune ceea ce preoții și foarte mulți credincioși scriu, știu, dar oamenii se feresc să vorbească. Homosexualitatea a devenit un criteriu de promovare în multe zone din Bor, iar episcopia Oradiei este un exemplu evident în acest sens. Lucrurile acestea le-am spus cu multă durere și, din păcate, sunt lucruri pe care le știu preoții și se vorbește foarte mult despre lucrurile acestea. Cel puțin în zona noastră, în Bihor, toți știu de povestea din episcopia orarie, dar nu cred că e... povestea aceasta într-o zonă izolată contează, ci ar trebui să privim, să privim lucrurile într-un context mult mai larg. Dacă biserica nu va lupta în interiorul ei cu aceste probleme, nu va putea da răspuns provocărilor pe care societatea le ridică acum la fileu în acești ani. Voi, voi da un exemplu Că de fapt atunci am și vorbit pentru prima dată Atât de deschis într-un interviu Cred că în ziarul adevărul Refuzasem de multe ori Interviuri inclusiv după, după cel din tâi film Dimineața care nu se va sfârși Dar atunci am simțit pentru că Societatea românească Trecuse prin Experiența referendumului pentru familie Dumneavoastră siguranță nu aveți naivitatea celorlalți și știați că referendumul nu avea premisele să treacă. A fost construit în așa fel acel demers ca el să nu poată trece și să rămână în conștiința colectivă ca un eșec. Dar dacă ați observat, în vara anului 2017, când pregătirea pentru pentru referendum, erau un toi, organizatorii au mers pe discursul acesta al Bisericii Ortodoxe și a cultelor neoprotestante, preoții, pastorii neoprotestanți vorbeau cu credincioșilor, cu apropiații, încercau să-i conștientizeze de importanța acestui demers și în luna august a apărut în presă scandalul acela de la Huș cu episcopul pedofil, apoi Celălalt scandal cu preotul interpret de muzică populară în aceeași perioadă. De ce oare? Pentru că acestea erau cazuri cunoscute de biserică de multă vreme, se vorbea despre ele, așa cum sunt multe alte cazuri. Dar în pregătirea referendumului, care urma să aibă loc în, no în octombrie, parte, nu, nu mai rețin. Cred că Da, da în octombrie, în 1 august, au scos ar arsenalul șantajului. Și glasul bisericii s-a domolit, pentru că nu au luat nicio măsură în privința episcopului respectiv, doar că el s-a retras, n-a luat nici măcar o sancțiune, cum a luat arhiepiscopul Teodosie, o, cum, o mustrare scrisă. Ce pur și simplu l-au retras într-o re, reședință de lux, pentru că omul acela, dacă ar vorbi, probabil că multe alte scandaluri a izbucnit în Biserica Ortodoxă Română. Și am realizat atunci că biserica nu are putere să vorbească pentru că este șantajat așa cum șantajat era burducea din filmul 21 de Rubini în ancheta DNA-ului. Înseamnă că cineva are dosarele acestea și ține societatea noastră într-o menghină de care nu putem ieși atunci biserica trebuie eliberată într-un fel. Iar eliberarea bisericii o putem face noi credincioșii acestei biserici, pentru că biserica este singura moștenire care ne-a rămas în această țară. Noi nu avem alt patrimoniu. Biserica, în primul rând, este în primul rând realitatea aceasta tainică a împărăției lui Dumnezeu, dar pentru noi este inclusiv un patrimoniu material. Pentru că rămâne doar biserica patrimoniul acestei țări. Vedeți, când totul se vinde în România, biserica în continuare este proprietatea poporului român, atât cât ne mai putem considera noi popor, națiune. Da, o, o bună ocazie să ajungem și la subiectul pe care, de care n-am uitat, evident, despre crizele actuale ale, ale, ale bisericii, subiect anticipat de dumneavoastră din auri. Și n să știți mai bine ca mine că Biserica Ortodoxă Română se află cu sau fără voia ei în epicentrul unor, unor furtuni serioase. Ați spomenit de una dintre ele. Dacă ar fi să fac un inventar foarte succint separat de referendumul care viza și redefinirea sau definirea familiei și care a ieșuat din motive de care ați vorbit dumneavoastră, Aș include în acest subțin inventar, știu, presiunile făcute de curente ideologice ecumeniste care țin la schimbarea modului de calcul al datei de serbarea Paștelui. Avem episodul închiderii bisericilor și altor restricții din perioada mascaradei, o perioadă de tristă amintire 2020-2022. Avem recentul, recenta reuniune a Sfântului Sinod din 29 februarie cu deciziile aferente, unele dintre ele extrem de controversate, una ați evocat-o adineori și puteți oricând să reveniți asupra ei, evident. Uh, și uh, uh, mai sunt și alte crize care afectează actualmente uh, Biserica. Dacă ar fi să începem cu începutul, uh, cu, am, am înțeles o, o, o posibilă explicație pentru atitudinea bisericii în episodul numit referendum, uh -huh. care ar fi explicația dumneavoastră pentru atitudinea bisericii ortodoxe de a accepta închiderea lăcașurilor de cult pentru prima oară în istoria modernă a României. Ca să putem înțelege aspectul acesta, ar trebui să contextualizăm aspectul anterior. Vedeți că homosexualitatea nu este o chestiune izolată în biserică, în sensul că vorbim despre păcatul lui Cătare sau cutare, Pe noi nu ne interesează păcatul unui om, ci ne interesează, cum spuneam mai devreme, când păcatul devine normativ în societate sau, în cazul nostru, în ierarhia bisericii. Iar chestiunea aceasta, în dreptul bisericii ortodoxe române, are și rădăcini istorice, pentru că în perioada comunistă, atunci când securitatea identifica homosexuali, adolescenți sau tineri de 20-30 de ani, îi trimiteau în mănăstiri pentru, pentru a fi colaboratori ai securității, iar ce acceptau pentru că, în felul acesta, nu erau arestați pe articolul 200. Și sigur că unii dintre ei, probabil cei mai inteligenți au evoluat în cler, au ajuns uh, preoți, stareți, episcopi, și situația asta s-a perpetuat, încât astăzi avem de-a face, în dreptul Bisericii Ortodoxe Române, cu o moștenire foarte grea, pe care securitatea la vremea, uh, la vremea aceea o cunoștea. Iar uh, noile securități, să zic, noi stăpâni ai acestei țări, de oriunde ar fi ei, sunt conștienți de această problemă și cum sunt conștient și de importanța bisericii în conștiința poporului român. Dar iarăși lucrul acesta nu este izolat, se întâmplă și în celelalte lucruri, se întâmplă și în Rusia, deși nu vorbesc despre lucrul acesta, se întâmplă în bisericile grecești. Chiar de curând am văzut în ianuarie o știre pe care, de care presa n-a fost interesată pe site-ul Patriarhiei cumenice, când pe 9 ianuarie am impresia a fost numit noul premier al Franței, Gabriel Attal. Și același timp că este homosexual declarat, în executiv și-a numit uh, actualul sau fostul iubit, nu știu, dar acum doi ani în Le Monde scriau că el declara că uh, a fost dragoste la prima vedere. Ori pe site-ul Patriarhiei Cumenice despre acest homosexual declarat, care iată și-a numit și partenerul în uh, în guvernul pe care îl conduce, de altfel un premier tânăr, un politician tânăr de 34 de ani. Pe site-ul Patriarhiei Ecumenice au pus o știre în care au jubilat de bucurie prin faptul că noul premier al Franței, scriau ei, este un creștin ortodox. Acum, întâmplător, premierul Franței, pentru că mama lui este rusoaică, a fost botezat în pruncie în Biserica Ortodoxă de pe Rudaru, dar nimic din parcursul lui nu îl recomandă ca fiind un creștin al Bisericii Ortodoxe, cu atât mai mult poziția lui față de homosexualitate. Bun, la câteva e, săptămâni, cred că o lună, o lună și jumătate, a apărut e, un alt, o altă poziție a Patriarhiei Ecumenice prin vocea unui teolog, e, unui teolog grec, John Crisavis, Ioanis Crisavis, care este diacon al Patriarhiei Cumenice și un colaborator apropiat al Patriarhului Bartolomeu. Și textul dumnealui, în textul dumnealui se făcea referire la decizia Bisericii Ortodoxe a Greciei de a se împotrivi legiferării căsătoriei homosexuale în care dacă ați citit textul respectivului teolog, ați văzut că nega orice legitimitate a bisericii în dialogul acesta în care biserica să-și mai spună punctul de vedere în societate vis-a-vis -vis de căsătorile homosexuale și mai ales foarte dureros de înfierea copiilor în cadrul acestor uniuni homosexuale. Știați că l-am textul în notițele mele? Nu am știut. Nu ați știut citez pentru cei care ne urmăresc. Refuzul bisericii uh, Crisavcis, Ioanis ar fi în... Ioanis Crisavcis. Da, dar el au citat cu da. John Crisavgis, Re da. Refuzul bisericii ortodoxe a Greciei de a accepta căsătoriile LGBT este un anacronism și o dovadă de primitivism. Explică, este nu el, explică el teologică. mai departe. Moralitatea este un lucru, însă legalitatea este altceva. Și spune mai departe că legislația și credința sunt domenii similare, dat fiindcă ele se află într-o continuă dezvoltare. Așa cum domeniul credinței sau spiritualității presupune un proces continuu, la fel și democrația sau modernitatea sunt un șantier în lucru. Și mai spune mai uh, uh, spune că, pe un ton tăios și autoritar, își continuă rechizitorul la adresa Bisericii. Este regretabil că Biserica apare primitivă în chestiuni legate de știință și de drept, inclusiv în chestiuni precum căsătorile civile și identitatea digitală. Mai ales în raport cu tot ce a apărut în ultimele decenii, ba, ba chiar în ultimele secole. Însă, în același timp, este, zice consilierul, novatoare în răspândirea teoriilor conspirației. Și conchide, turnând amenințător, lumea ar putea să nu mai asculte monologul depășit al Bisericii ar fi dezamăgitor dacă biserica s-ar situa odată în plus de partea greșită a istoriei. Da, e o părere la modă, să zic. Dar, de altfel, în începutul discuției noastre am și vorbit despre, despre filozofii existențialiști, am făcut referire la ei, pentru că am mai citit un text al unui ierarh la Patriarhie Ecumenice, de data aceasta un om care se bucură de popularitate și de o anvergură intelectuală, este vorba de mitropolitul Ieroteos Vlahos, care spunea că la baza acestor ideologii care ne sufocă stă de fapt existențialismul și idealismul german. Eu sunt convins că uh, filozofii existențialiști uh, n-ar repet, dacă am putea comunica astăzi cu ei în, într-o dispută intelectuală, n-ar putea accepta nimic din ceea ce se întâmplă în societatea noastră și e, mărturie stau textele lor e, pe, care, pe care nu știu în ce note le-a citit mitropolitul Ieroteos. Cert este că biserica încearcă să caute vinovați, dar e, vinovații sunt în interior, de aceea vedeți și în societatea noastră și în mediul artistic eu văd foarte des, dar și în mediul intelectual oamenii, oamenii cu căutări sufletești caută e, Caută o anumită spiritualitate cu care să rezoneze intimitatea sufleturilor și vedem, vedem tot felul de șamanisme, tot felul de uh, uh, aplecări spre lucruri ezoterice: tradiții pe care istoria noastră le-a respins de sute de ani, istoria Europei. Știți, uh, când lucrurile acestea revin în conștiința colectivă de fapt revin pe o superficialitate, iar de superficialitatea aceasta este vinovată biserica pentru că nu și-a ajustat mesajul. Dar ajustarea aceasta nu este în duhul acesta despre care vorbește Ioanes Hrisavghis, ci înseamnă uh, ar însemna o revenire la uh, teologia părinților bisericii, o împrospătare a Duhului bisericii, să rămâi mereu proaspăt în lucrarea Duhului. Lucrarea asta este foarte grea, e mult mai ușor să uh, te așezi pe conceptele ideologice cu care vine societatea. Vedeți că în felul ăsta poți rezona și cu presa. Astăzi nu mai există presă liberă, nu mai există jurnalism de autor, ci fiecare jurnalist și-a pierdut conștiința aceasta, jurnalistul, de a fi de a face presă în interesul poporului. Și jurnaliștii astăzi au conștiința foarte Clară că lucrează pentru un patron. În felul acesta, o chestiune despre care noi credeam că este un bun public intră în posesie privată. Și când sursele de informare, pe lângă sursele noastre de informare, care sunt mass media, nu? pe lângă lucrul acesta, cei care se consideră intelectuali intră pe, aceeași, pe același discurs, în primul rând, un intelectual ar trebui ca și un om de știință să-și pună întrebări când uh, sunt pus în fața unei ideologii care, la care se înhamă toată lumea. Eu ar trebui ca intelectual să-mi pună întrebare. Măi, poate oamenii ăștia merg greșit, dar au gândit alții înaintea mea. De ce uh, ceilalți n-au gândit bine? Uh, cred că asta e problema cea mare, ipogrizia cu care, cu care ne confruntăm și modul foarte ușor de a accepta Gândirea celorlalți. Da, vă, vă împărtășesc întrebările și uh, amărăciunea într-un fel și aș reveni numai o secundă la, la, acel, la acel precedent uh, extraordinar de periculos, închiderea lăcașurilor de cult și toate restricțiile care au fost asociate. Măsurilor din, din perioada respectivă, inclusiv restricții care au vizat dreptul la libertate religioasă, dreptul la liberă conștiință, dreptul la ex, liberă expresie, dreptul la liberă circulație și așa mai departe. Toate au afectat relația credinciosului cu Biserica și uh, uh, voiam să vă întreb cum explicați atitudinea, aș numi-o duplicitară. A bisericii ca instituție în fața acestor uh, imixtiuni ale Cezarului în, uh, în dreptul canonic și în viața internă a bisericii și în relația dintre, care este tainică între, între, între preot și enoriașul lui. Acum trebuie să facem dermitarea aceasta. Biserica uh, nu trebuie privită etnic nu vorbim doar despre Biserica Ortodoxă Română, ci despre Biserica Ortodoxă în general și în fiecare, în fiecare stat, Biserica a acționat ușor diferit. În Rusia s -a, s -a, în Rusia a acceptat uh, constrângerile statului, care în anumite locuri au fost mai ușoare, în altele au fost mai puternice și inclusiv s-a implicat, înțeleg, Biserica în campanie de vaccinare în Rusia. În România și în Grecia măsurile au fost cele mai drastice, fiind și țări membre NATO, după țări membre NATO și mai ales țări care, în care bisericile au participat la evenimentul major religios organizat de NATO, care a fost, să spunem asta, sinodul din Creta, pentru că eu nu vreau să intru pe linia aceasta pe care unii ar cataloga o conspiraționistă, dar văd acolo un eveniment politic major care a precedat criza ucrainiană, a precedat pandemia și care a avut rolul lui în discursul oficial. Bun, dar Biserica Ortodoxă din Georgia, prin faptul că a avut un lider, cu siguranță în sinod s-ar fi găsit suficienți episcopi care să voteze acceptarea măsurilor. Dar patriarhul Georgiei a spus clar, bun, este o pandemie, este o perioadă de boală, o perioadă de încercare pentru popor. Uite, noi ne vom ruga, vom sprijini cu tot ce se poate autoritățile statului în interesul poporului pe care îl păstorim, dar în acest interes, în demersul nostru de a sluji statul, intră mai ales slujirea în biserică. Și nu acceptăm ca bisericile să fie închise. Și nu s-au închis bisericile în Georgia, deși presiunea a fost puternică și acolo. Dar acum, revenind la perioada aceea a restricțiilor, iarăși, în 2019, noi am ales președintele României. Cei care l-au ales, eu n-am votat și... dar de asta nu înseamnă că nu sunt vinovat de parcursul acestei țări împreună cu ceilalți. În 2020 au fost restricții. Acum vă întreb pe dumneavoastră, cel care a garantat Că ne va respecta drepturile, libertățile fundamentale. Și mai ales cel care a vorbit despre propășirea spirituală, așa a jurat președintele României, nu? că va, va lucra pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Acum poate fi o discuție foarte amplă ce înseamnă propășire spirituală, dar libertățile fundamentale și independența țării și suveranitatea, lucrurile acestea sunt cât de cât clare. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți în domeniul dumneavoastră de expertiză, poate fi, putem considera că a încălcat Constituția României atunci când ne-a îngrădit libertățile de expresie și libertățile de circulație și celelalte. Eu în calitate de cetățean și de jurist m-am exprimat de câte ori am avut ocazia am fie pe care unor articole, fie pe, în apariții publice, în conferințe. Da, poziția mea a, fost foarte bine croită și exprimată în sensul că, da, Constituția Națională a fost flagrant încălcată. Toate măsurile restrictive adoptate în acea perioadă au fost măsuri abuzive și au fost măsuri tipice unei, unui regim autocrat, a unei dictaturi medicano-marțiale. Cum am numit-o la vremea respectivă, și îmi păstrez părerea și consider că acele abuzuri au fost uh, uh, ex expresia unei, unei, unei unor apucături tiranice care, e adevărat, nu au fost localizate doar în jurisdicția noastră. Acum... Ele au, au fost partea unui plan care a fost aplicat la nivel planetar. Acum, dacă dumneavoastră mi-a spus părerea de jurist, eu vă spun ca teolog că avem de-a face cu sperjur și Biserica ar trebui să fie foarte sensibilă la lucrul acesta, chiar dacă președintele României în funcție, nu este creștin ortodox, dar a avut votul și girul creștin ortodox în această țară. Atunci, acum, în, când suntem chemați după această experiență, să alegem din nou. Președinte, Parlament. Trebuie să, să înțelegem că votul acesta, să fim conștienți că votul acesta este, de fapt, o mărturie, cum vreți dumneavoastră, teologică, duhovnicească. O, nu, nu este o problemă politică, ci este o problemă de a fi sau a nu fi. Este o chestiune care, care ne poziționează pe noi în istoria, în istoria lumii, în această epocă, în care, într-adevăr, în jurul nostru se întâmplă aceleași lucruri. Dar nu putem să ne asumăm această lașitate care va schimba, într-un fel, traiectoria ulterioară a vieții noastre și a vieții, vieții sociale în general. Nu vă contrazic, nici nu știu dacă ar trebui să vă aprob. Viitorul ne va. Ne va zice dacă ați avut sau nu dreptate. Cum ați comentat recentele decizii ale Sfântului Sinod adoptate în 29 februarie? Dacă aveți comentarii pe subiect, pentru că au fost câteva decizii controversate referitoare la sancțiunea, avertisment aplicat în Alprea Sfințitului Teodosie, demiterea purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, înființarea bisericii ortodoxe românești, din Ucraina, care a fost întâmpinată, apropo, de proteste vehemente ale părții ucrainiene. Dar aici nu cunosc contextul pentru că ei n-au contextualizat deloc punctul acela, dar pentru că au, au spus titlul acesta generic Biserica Ortodoxă Română din Ucraina, cred că nu, e, nu va fi vorba despre un vicariat, așa cum ne-am fi așteptat, ci despre o eparhie. Iar așa cred pentru că nu am nicio informație din interior. Iar că acesta este, este benefic și un act de curaj, pentru că atitudinea aceasta a patriarhiei române presupune că Biserica Ortodoxă Română nu legitimează schizma din Ucraina și intervenția patriarhiei ecumenice în Ucraina. Dar vom vedea cum evoluează lucrurile, pentru că avem prea puține date pentru a analiza povestea aceasta. Acum aș vrea, poate, poate mai important, consideră punctul 4, cum v-am spus mai devreme, legat de implicarea bisericii în politică și mai ales despre ipocrizia din jurul acestui punct. Vedeți, biserica spune întotdeauna este factor al ordinii sociale și nu, sau al păcii sociale, cum spune, și nu face politică partinică. Lucrul acesta este fals, pentru că în perioada campaniei electorale, dar și restul timpului, Biserica este implicată efectiv în politică. Mai ales protopopii sunt efectiv agenți electorali, iar lucrul acesta se cunoaște și ulterior, mai ales în beneficiul dumnealor sau celor care se implică în, în contextul acesta electoral. Dar. Aș putea da mai multe, mai multe exemple despre cum Biserica Ortodoxă Română în acest moment face politică. Uitați, în guvern avem un ministru, probabil știți, care este preot. Este vorba despre ministrul finanțelor. Dumnezeu nu este un preot de mir, un preot cu familie, un preot care să slujească uh, o biserică din societate, cu misiune în societate, ci este un preot celib, necăsătorit. Un preot care a ales celibatul și implicit viața în singurătate. Vedeți, în bisericile de tradiție greacă, mai ales în, biserica, în Patriarhia Ecumenică, în Biserica Ortodoxă din Grecia, în Patriarhia Antiohii, mai ales în Patriarhia Alexandriei, preoții celibi sunt asimilați cinului monahal, în sensul că sunt văzuți ca și călugări, deși ei n-au depus voturile acelea monahale mai ales în bisericile din Grecia în catedrale, sunt uh, acei arhimandriți care slujesc uh, în, uh, în respectivele parohii și pentru că nu viețuiesc în mănăstire, nu sunt uh, pe deplin călugări în sensul că au uh, aceste voturi monahale, dar această tundere monahism. Dar uh, toți cei noi monahali sunt asimilați, poartă și acea camilaf că uh, acel voal... Uh, acel val care nu le permite să vadă în spate și, și el are o semnificație aparte, în sensul că uh, cel care a mers pe calea aceasta nu are uh, nu, mai, uh, uh, da, nu mai are drumul de întoarcere și în același timp nu mai privește către lume, nu mai privește în spate, ci vede doar împărăția lui Dumnezeu, iar în tradiția uh, bisericii primare Camilavca aceasta era făcută chiar din, uh, din piele de cămilă pentru a fi cu totul opacă, privirea celui care a ales acest drum să fie doar înainte. Acum am putea spune că domnul Boloș, Ministrul Finanțelor, care cred că este un om, un bun profesionist, nu mă îndoiesc de lucrul acesta, dar statutul dumnealui de preot celib într-un guvern. Ar presupune ca uh, domnul Ciolacu, care se spune că este un om foarte credincios, domnul prim-ministru, ar trebui să-i așeze la fiecare ședință de guvern, ca milaf, ca pe cap, să-i amintească de slujirea lui în biserică. Vedeți, biserica face politica. Apoi am putea, am putea veni cu alte exemple. Uh, sunt uh, numeroase alegeri de episcopi în care uh, seara era ales cineva și a doua zi uh, puterea politică a schimbat... Uh, a schimbat ierarhul ales pentru locul respectiv. Și e un caz în 2001, când președintele de atunci și premierul de atunci au hotărât cine este episcop, deși fusese ales altcineva. Este un, un caz din 2007, la fel, când președintele de atunci și ministrul de interne au ales un alt candidat. Biserica, și în aceste cazuri, e clar, face politică. Apoi, iarăși, recent, la Secretariatul de Stat pentru Curte. A trebuit să se schimbe un guvern ca uh, omul uh, dorit de patriarh să fie uh, pus secretar de stat de la culte. Și până atunci, a, interimatul a fost uh, asigurat de un director din cadrul Secretariatului de Stat. Deci, și în acest caz, Biserica face politică. Bun, aceasta este o politică cu roade mai mult sau mai puțin pecuniare. Dar, de ce atunci n-ar trebui Biserica să spună un cuvânt în. Uh, Demersul acesta moral, de restabilire morală a țării, pentru că efectiv suntem într-un moment de impas. E, în acest moment se află întreaga lume, nu doar noi. Dar aici, în dreptul nostru, în țara noastră, în care încă mai gândim creștinește, cred că Biserica ar trebui să aibă un cuvânt puternic de spus. Cine ne garantează nou libertățile de acum înainte? Aici trebuie să. Spunea biserica punctul de vedere. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că este nevoie de o biserică întărită pentru că trăim în vremuri turburi, trăim o criză ontologică și morală evidentă. E evident pentru toată lumea că sensurile încep să se deșire virtutea este înlocuită de viciu sau viciul e considerat virtute, sacru devine profan și profanul sacru. Asistăm la niște inversiuni extraordinar de îngrijorătoare și stau să mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră în ce măsură credeți că Biserica Ortodoxă va fi în măsură să fie un călăuzitor în aceste vremuri tulburi în ce măsură Biserica Ortodoxă va fi în stare să apere dogma creștină, în speță, dogma creștină-ortodoxă, în fața acestor atacuri, tot mai numeroase și tot mai uh, violente? Da, în, în Apocalipsă, la un moment dat, spune, spune Duhul Bisericii din Efes că am împotriva ta, că te-ai de dragostea din tâi trecusele 30-40 de ani de când de la înălțarea Mântuitorului și biserica din Efes s-a îndepărtat de e, dragostea din tâi. Sigur, lucrul acesta ar putea să ne îndurereze, ne gândim nici în biserica primară, oamenii nu erau mai atașați să fletește, dar până la urmă firea omului este marcată de inconsecvență. Și cred că problema noastră astăzi este că suntem atât de îndepărtați pentru că a intervenit o împrietenire cu lumea, cu societatea și în împrietenirea aceasta a devenit treptat secol după secol încât biserica a devenit o parte a societății. Ori acum, după această experiență cu lumea, pe care unii ar numi o secularizare, dar eu cred că este efectiv un concubinaj, nu spuneam mai devreme și inclusiv de viața politică, biserica trebuie să-și amintească de dragostea din tâi. Dragostea din tâi, iubirea din tâi, care este Hristos și drumul către împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă vrem să avem un cuvânt de spus în societatea asta, și eu spun că trebuie să facem lucrul acesta, nu este în, pentru că vrem o poziție în societate sau că vrem ca Ortodoxi să fie privilegiați, nu ci pentru că trebuie să avem anumite libertăți, pentru, să câștigăm anumite libertăți pentru toată lumea, inclusiv pentru musulmani, pentru evrei, pentru atei, dar Biserica Ortodoxă fiind fiind cultul majoritar. Trebuie să fie portavocea tuturor celor care doresc libertate. Și în libertate poți să-l cauți pe Hristos sau să nu-l cauți. Nu? Libertatea este darul Dumnezeu. Părinte, dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, în jurul nostru s-au întâmplat tot soi de evenimente care sunt în același timp semnale de alarmă. Mă uitam recent. În Parlamentul francez, dreptul la avort a fost ridicat la rangul de drept constituțional. Cum ar reacționa Biserica Ortodoxă Română dacă mâine s-ar întâmpla așa și în Parlamentul României? Parlamentul de la Atena a legiferat căsătoriile de, 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 de persoane de același sex. Cum ar reacționa Biserica Ortodoxă Română dacă un asemenea fapt ar, ar fi legiferat de Parlamentul României? Parlamentul România ar legifera ca fiind legal, scuzați-mi pleonasmul, un, uh, o relație care în ochii dogmii creștine, creștine este un păcat. Cum ar re reacționa Biserica Ortodoxă Română dacă Parlamentul României ar legifera, cum s-a întâmplat în Canada, extind eutanasierea, ca metodă de salvare a persoanelor aflate în suferință și mai grav, mai grav de atât, extinderea ei la persoane care suferă de dizabilități, la persoane, mult mai grav, la persoane aflate în nevoi materiale și mult mai grav, la copii, adevărat, bolnavi. Cum e posibil să te bați cu pumn pumnii în piept că ai făcut acest, ghilimele, progres, Legalizând eutanasierea copiilor. Ce s-ar întâmpla? Cum ar reacționa Biserica Ortodoxă în fața unor asemenea anomalii legislative? Biserica Ortodoxă ar reacționa la fel cum a reacționat și în Grecia. Pentru că glasul Bisericii, cum spuneam mai devreme, este strangulat de e, toate aceste probleme cu care s-a confruntat Biserica și pe care nu vrea să le lase în urmă. Biserica, ea însă, și trebuie să ajungă la adevăr ea însă și trebuie să aibă parte de acea exorcizare despre care spuneam acolo și poate că nu e cel mai fericit termen. Dar nu există altă, altă soluție decât a ne reveni în fire și a înțelege pe unde suntem noi. Noi ca și popor și noi ca și biserică. E, e foarte greu de, de specula în momentul acesta. Eu aș, vrea, eu aș vrea ca el să nu se întâmple, dar vedeți că parcursul lumii pare că e același s-a întâmplat în Grecia, se va întâmpla și în România noi vom noi suntem uh, implicați în subiectele acestea foarte mici care nu sunt de uh, care nu sunt de avergura pe care pe care o așteaptă până la urmă Hristos de la noi noi trebuie să avem o altfel de reacție biserica trebuie să aibă totuși o dimensiune revoluționară fără a face o revoluție așa cum o privesc oamenii, ci o revoluție morală. Problema morală a bisericii este, criza morală în care se află biserica este tema cea mai mare. Pentru că, sigur, criza nu este neapărat în biserică, pentru că în biserică găsim oameni rugători, găsim credincioși foarte buni, găsim preoți care slujesc cu multă credință. Problema nu este că în biserică ar fi probleme mai mari decât în societate ci că dacă biserica nu ia o poziție cu ea însăși și nu se revendică, nu se revendică locul ei în societate, nu va putea să-și ducă misiunea în fața acestor provocă provocări cum uh, sunt cele din Grecia. Și cu siguranță și la noi vor fi călugări și preoți care vor plânge, vor fi erari care vor spune că ea folisesc pe parlamentari care au făcut lucrul acesta, vor fi teologi care vor justifica, așa cum se întâmplă în Grecia, că biserica nu are dreptul de a se împotrivi politicii statului. Scenariul acela se întâmplă, vedeți că e la ordinea zilei se întâmplă același lucruri în fiecare parte a lumii, dar astăzi biserica, dacă ar, dacă ar fi conștientă de misiunea ei cu adevărat, ar trebui să le explice în primul rând politicienilor care este locul nostru pe harta aceasta de la Istria la Vladivostok, să spun, în care noi avem un specific al nostru. Și, bun, vin spre noi cu aceste ideologii care sunt uh, marcate de simțul acesta civic, dar pe noi ne caracterizează alte lucruri aici, mai ales uh, unitatea familiilor. Uh, mai mult decât simțul proprietății este unitatea familiei și legătura cu familie din jur. Uh, e foarte greu să aplici politici din acestea uh, strict occidentale într-o societate uh, românească așa cum ne aflăm noi aici în decursul nostru istoric, în balta aceasta slavă, cu Ungaria în coastă, noi avem un alt specific și nu funcționează lucrurile așa cum... Uh, uh, nu că nu funcționează, până la urmă funcționează și vedeți că suntem și noi în, aceeași, în același ritm cu ceilalți. Dar uh, asta presupune o depersonalizare totală a poporului român. Vă mulțumesc foarte mult, părinte, pentru acest mesaj, ascultându-vă. Mă gândeam acum, poate, poate s-a spus ceva greșit. Nu, ascultându-vă, vorbind de, atât, de, atât de, 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 vibrant despre nevoia unei exorcizări, despre nevoia unei reajustări, de nevoia bisericii de a regăsi dragostea din tâi, dragostea într Hristos, de nevoia să se prezervării unității familiei, de nevoia unității în general, nu pot decât să-mi doresc ca glasul dumneavoastră să nu fie un strigăt în pustie și dacă este să revenim puțin la filmul dumneavoastră despre părintele Calciu Dumitreasa, cu îngăduința dumneavoastră, amintind de faptul că el a fost închis pentru prelegeri a avut în curtea mănăstirii Radu, Radu, Vodă. Radu Vodă din București cu acele celebre prelegeri, șapte cuvinte. cuvinte pentru tineri cu îngăduința dumneavoastră aș închide dialogul nostru cu un fragment din primului cuvânt pentru tineri <coughs> A venit acum vremea tinere să auzi un glas care te cheamă. Un glas pe care nu l-ai mai auzit, sau poate da, dar pe care nu l-ai înțeles și nu l-ai ascultat. Este glasul lui Isus. Nu trăsări, nu te mira, nu zâmbi neîngrezător, tânărul meu prieten. Glasul care te cheamă nu este al unui mort, ci al unui înviat. El nu te strigă din istorie, ci din adâncul propriei tale ființe. Cuvintele acestea, rostite și scrise aici, sunt din străfundurile tale pe care nu-ți le cunoști. Ți-a fost poate rușine sau teamă să cobori în adâncul tău și să le descoperi? Ai crezut că în tine zace o fiară, un mormânt al instinctelor din care se ridică strigoi înspăimântători ai patimilor. Și nu ți-ai văzut fața de înger, căci tu înger ești. Dacă nu ți-a spus-o nimeni până acum, ți-o spune Iisus și mărturia lui este adevărată. Cuvântul iubire ți-a sunat străin, dar acum biserica lui Hristos îți arată o cale mai bună o cale a dragostei. Ai fost până acum slav, sclavul instinctelor tale. Trupul tău a fost un simplu instrument prin care ele s-au exteriorizat. Și acum poți să auzi acel glas al lui Isus, care grește prin gura apostolului său. Au nu știi că tu ești templul lui Dumnezeu și că în tine înlocuiește Duhul lui Dumnezeu? Ți s-a spus că descins din maimuță, că ești o fiară care trebuie dresată, iar acum afli un lucru uluitor. Tu ești templul lui Dumnezeu. În tine să lăsusui, sălășuiește Duhul lui Dumnezeu. Ești rechemat, tinere, la demnitatea ta de om metafizic. Ești ridicat de acolo de unde educația greșită te-a coborât din sacrul oficiu de a fi temple în care să locuiască Dumnezeu. Noi, zice Părintele Calciu Dumitreasa în continuare, te chemăm la puritate. Dacă nu ai uitat cuvântul inocență, dacă au mai rămas zone de copilărie neîntinată în tine, nu vei rezista acestei chemări. Vino în biserica lui Hristos, Vino să înveți ce este inocența și puritatea, ce este blândețea și ce este iubirea. Vei afla care este rostul tău în lume, care este scopul existenței noastre. Spre stupoarea ta vei afla că viața noastră nu sfârșește în moarte, ci în înviere. Că existența noastră este spre Hristos și că lumea este doar un moment gol în care să stăpânească neantul. Vei avea o nădejde și nădejdea te va face tare. Vei avea o credință și credința te va mântui. Vei avea o dragoste și dragostea te va face bun. Aceasta este, tânărul meu prieten, cel din tâi cuvânt pe care Iisus ți-l adresează prin tumultul lumii, prin desișul patimilor cu care nimeni niciodată nu te-a învățat să te lupți, prin transparența abiselor tale de inocență care te mai bântuie din când în când. Isus te căuta, Isus te aflat. Mulțumesc! Părinte, eu vă mulțumesc din suflet pentru prezență și pentru minunatul dialog. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Zimitați,